Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ora expertizei. Adoptarea standardelor europene va duce la dezvoltarea economică și modernizarea țării noastre, ceea ce o va face atractivă nu doar pentru investitorii străini, ci și pentru sutele de mii de cetățeni moldoveni care au migrat în căutarea unui loc de muncă sau a unui trai decent. Ei vor putea reveni acasă. Odată cu semnarea acordului de asociere, preconizată pentru data de 27 iunie, Moldova trebuie să continue reformarea, preluând din vest valorile democrației și debarasându-se de metehne precum corupția caracteristice estului post-sovietic. Pentru a informa cetățenii despre beneficiile integrării în comunitatea europeană și pașii ce urmează a fi întreprinși de autorități pentru a aduce bunăstarea acasă, Jurnal TV lansează campania Europa te aștept. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, inclusiv acordul de liber schimb, va genera în timp o creștere economică importantă, iar exporturile se vor dubla. Totodată se vor diminua prețurile la produsele de larg consum, va crește competitivitatea producătorilor autohtoni și se vor diversifica relațiile cu partenerii economici străini. În consecință, vor crește și salariile moldovenilor. Sunt doar câteva rezultate ale semnării și ulterior ratificării de către Parlament a acordului, pe care le-au punctat specialiștii Centrului Analitic Independent Expert Group. Cea mai importantă componentă a acordului de asociere este crearea zonei de liber schimb și anularea tuturor tarifelor vamale la import. Aceasta va conduce la ieftinirea produselor importate, scăderea prețurilor la produsele de consum, dar va crește și competitivitatea producătorilor autohtoni. Efectul estimat de experți este o creștere economică de 6,4% pe termen lung. Importurile vor crește cu 6%, iar exporturile cu 11,3%, majorându-se de fapt de două ori. Acordul de asociere va avea un efect pozitiv și asupra economiei din stânga Nistrului. Experții au estimat o creștere economică de 3,5% în regiunea transnistreană. Modernizarea țării, odată cu creșterea și racordarea economiei naționale la standardele europene, va duce și la majorarea salariilor cu până la 6%. Acordul de asociere va obliga producătorii autohtoni să adopte standarde de calitate europeană, iar aceasta îi va disciplina și va face mai competitivi. Economiștii susțin că e nevoie de aproximativ 3-5 ani ca antreprenorii moldoveni să se adapteze la cerințele Uniunii Europene, pentru a fi acceptați pe piața comunitară, în condițiile în care două treimi din standarde nu sunt încă armonizate. Cu toate acestea, 46% din exporturile moldovenești sunt deja orientate spre piața europeană, iar această cifră va crește semnificativ în următorii ani. Temerea că odată cu semnarea acordului cu UE, Republica Moldova va pierde piața estică, este un mit, pentru că acordul de asociere cu UE este compatibil cu acordul de liber schimb cu țările CSI. La modul practic, acest lucru înseamnă, de exemplu, că producătorii de vin își vor putea exporta produsele și în Federația Rusă. Mai mult, experții susțin că vom avea regim facilitat de comerț atât cu estul, cât și cu vestul. În plus, vom obține acces la piețele netradiționale, cum sunt, de exemplu, Statele Unite ale Americii sau China. În domeniul energetic, acordul de asociere prevede pași concreți pentru modernizarea infrastructurii de transport, proiecte de asistență financiară și tehnică pentru diversificarea furnizorilor și resurselor de energie. Drept exemplu, poate servi construcția gazoductului Iași-Ungheni. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană este un tratat internațional care va crea un cadru de cooperare între Republica Moldova și statele membre UE, care va duce la modernizarea țării noastre, cu efecte pozitive nu doar asupra economiei, dar și a calității vieții fiecărui cetățean în parte. Discutăm despre acest subiect cu invitații noștri de astăzi, domnul Gheorghe Costandachi, expert economic independent, domnul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață și domnul Ion Chișla, redactor șef la ziarul Economist. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Întâi de toate trebuie să anunțe telespectatorii noștri că și cei care audiază, ne ascultă pe Jurnal FM pot asculta această emisiune și pe Jurnal FM inclusiv. Toată campania, toate emisiunile care vor rula pe această campanie, Europa te aștept, cu siguranță veți putea nu doar vedea, dar și auzi la Radio Jurnal FM. Pentru că demarăm această campanie Europa te aștept, desigur trebuie să răspundem la foarte multe întrebări. Întrebări legate de acordul de asociere, întrebări legate de crearea zonei de liber schimb cuprinzător și aprofundat, despre beneficiile asocierii la Uniunea Europeană, nu doar pe partea de partea legislativă, să zic, pe partea de reforme și de ajutor european
în susținerea reformelor din țara noastră, dar și pe partea de beneficii economice. Ce presupune această zonă de liber schimb și câte avantaje ne oferă acest nou cadru de cooperare între Republica Moldova și Uniunea Europeană? Vă rog. Este foarte greu sau foarte complicat ca să exprime atât de simplu complexitatea sau spectrul foarte larg pe care, de posibilități și oportunități pe care ne le oferă acordul de asociere, inclusiv tot acest proces care urmează de parcurs în următorii ani. Este foarte evident și foarte simplu, clar, se face, dacă facem comparația între ceea ce ne așteaptă, ne-ar aștepta, sau ceea ce am trăit până acum cu relația dintre Est și Vest, fiindcă este evident, stabilitate o putem lua numai din Occident, numai semnând și numai implementând standardele europene pe toate dimensiunile economice, așa cum este piața financiară, piața de investiții, toate domeniile de economie din Republica Moldova. Pentru exemplu, deci numai în ultimii 2 ani de zile Republica Moldova a beneficiat și astăzi sunt în desfășurare, în parcurs de desfășurare în sectorul agrar peste 110 proiecte cu o sumă care valorează peste 563 de milioane de euro. Deci, sub formă de granturi, sub formă de ajutoare, suport financiar sau sub formă de credite preferențiare sau fără procent, fără rata dobânzii. Deci, dacă luăm în comparație dinamica ultimilor 22 de ani de independență a Republicii Moldova, foarte simplu pentru telespectatori, pentru toți, pentru toată populația, ca să fie clar, dacă comparăm dinamica relațiilor economice sau dinamica suportului acordat de Uniunea Europeană și din partea de Est, spunem în special Rusia, deci din partea de Est este egal practic cu zero. Nu avem niciun proiect inventat, nu am primit niciun grant, nu este niciun proiect multinațional estic care să fie aprobat sau să fie implementat în Republica Moldova. Din partea de Est, de la Uniunea Europeană, în special de la instituțiile financiare internaționale, am primit suporturi sub formă de consultații, suporturi tehnice, suporturi financiare pentru democratizare, pentru dezvoltarea sectorului real al economiei. În valoare, numai granturi și ajutoare financiare, mai mult de peste 2 miliarde 100 de milioane de euro, inclusiv prin diferite programe, inclusiv foarte multe proiecte care astăzi sunt în proces de implementare, pentru care poate beneficia mediul de afaceri, poate beneficia sistemul financiar, financiar bancar. Însă avem, desigur, că aici o problemă, problema corupției, problema justiției, care odată devenind membri asociați la Uniunea Europeană, noi vom fi obligați să respectăm toate cele cerințe, ori vom primi sancțiuni foarte dure din partea Uniunii Europene. Domnule Chircă, dacă e să vorbim despre oferta europeană pentru Republica Moldova din punct de vedere economic, zona de liber schimb, câte avantaje ne oferă? Vom putea eventual să beneficiem de pe urma acestor prevederi de pe partea economică a acordului de asociere curând? Mai e nevoie de lucru? În cât timp ar putea să resimtă, de exemplu, agenții economici că e în avantajul lor acest acord economic? Oferă în primul rând avantaje potențiale. Pentru că dacă mă întrebați pur tehnic, la moment, din conjunctura creată economică, nivelul de dezvoltare economică a Republicii Moldova, acordul actual asimetric de comerț cu Uniunea Europeană este, nu a fost pe deplin, în deplină măsură valorificat, ceea ce a însemnat, de fapt, oferirea deschiderii pieței Uniunii Europene în limita anumitor cote, cu păstrarea măsurilor protecționiste de către Republica Moldova. Noi avem un astfel de acord în vigoare. Nu a fost valorificat pe deplin. Majoritatea cotelor nu au rămas atinse. Dar acest sistem de cote, pentru că aș vrea aici să punctăm câteva aspecte. În sistemul acesta de cote, Republica Moldova
putea să valorifice integral. Din câte țin minte, vorbea și viceministrul economiei, domnul Calmân, că probabil cunoașteți, că s-au împărțit cote, sau din această cotă s-au împărțit pe segmente mai mici fiecare agent economic și unii nu au valorificat, în timp ce alții aveau o ofertă mult mai mare, dar nu puteau pentru că li s-a dat un anumit nivelul cotei. Bine, cotele creau anumite incomodități, dar în mare parte studiul, în modul în care Republica Moldova a valorificat aceste cote oferite de acordul asimetric, arată că, pe departe, noi nu am îndeplinit aceste posibilități oferite. Acordul de asociere vine pe un spectru mult mai larg de linii de cooperare cu Uniunea Europeană. Cuprinde și deschiderea pieței interne și este un mit că mâine vom avea o invazie și o abundență de mărfuri europene, ceea ce va reduce sau va falimenta producătorii autohtoni. Nu este adevărat. Lucru similar se spuneau atunci când noi aderam la Organizația Mondială a Comerțului. Ceea ce s-a întâmplat în realitate, atunci am început să avem în economie creștere economică. Pe de altă parte, a apărut un val emoțional în jurul acestui acord de asociere. Se pare că Federația Rusă a trasat o linie, pentru că, în esență, acordul de asociere nu reprezintă o contradicție cu principiile de cooperare pe direcția estică. Dar Federația Rusă, înțelegând că acordul de asociere este o etapă după care țara poate primi statut de candidat și să-și amplifice procesul de integrare europeană, Federația Rusă a hotărât să tragă linia la acest acord. Țările care trec peste acest acord vor avea probleme, lucru demonstrat în cazul Armeniei, în cazul Ucrainei. Țările care își reorientează activitatea pe zona estică, respectiv se integrează în spațiul euroasiatic. În esență, ceea ce se discută aici, încărcătura aceasta emoțională, când semnăm acordul, după care vom avea o prosperitate, o majorare de salarii, cum ați spus dumneavoastră. Campania dumneavoastră este foarte bună de aducere a valorilor europene în contextul valorilor civilizaționiste pe care le împărtășim pe axa vestică. Dar să nu creăm cetățenilor așteptări nejustificate, cum ar fi imediată majorarea salariilor, imediată. Toate aceste lucruri au loc dacă au loc reforme, dacă sporim potențialul nostru de producție, dacă creăm un mediu de afaceri, dacă atragem investitori, dacă creăm piețe de capital, dacă atragem investiții și multe, multe, multe alte dacă au loc. Oricum este benefic și Republica Moldova este într-o perioadă de determinare a vectorului de orientare, fie spre est, într-un spațiu care deja este cuprins de sancțiuni internaționale, nu este exclusă introducerea a treilea val de sancțiuni față de Federația Rusă și atunci acest lucru se va extinde asupra toți participanții Uniunii Vamale și organizației euroasiatice. Vrem noi să intrăm într-un stat sau vrem să intrăm într-o Uniune care practic ne scoate calitatea de membru a Organizației Mondiale a Comerțului, practic ne scoate controlul asupra încasărilor de la întrările de vamă, practic ne reduce independența în zona fiscală, vamală și altor politici. Mai mult ca atât, în zona investițiilor nu există niciun capitol care prevede acest lucru în formațiunea euroasiatică propusă și intens promovată de către Federația Rusă. Domnul Kosandache, am menționat despre acele ajutoare tehnice care vin pe filiera Uniunii Europene, Statelor Unite. Bine, dacă noi închisemnăm acordul de asociere cu Uniunea Europeană, se supără Statele Unite că nu vom putea avea relații comerciale, nu prezintă acordul de asociere o problemă pentru Federația Rusă, decât din aspecte ideologice, din alte aspecte geopolitice, a coincis că s-a trasat aici linia, de unde a apărut și o deschidere mai mare a Uniunii Europene. Practic, Federația Rusă ne-a ajutat să avem acest acord de asociere semnat foarte rapid. Altfel, cred că nici anul 2020 n-ar fi fost. De altfel, este și un acord de asociere în negociere între Uniunea Europeană și Statele Unite, pe de o parte, și între Canada și Statele Unite, iar exact. Relațiile dintre Canada și Uniunea Europeană atât, pe acest triunghi nu deranjează pe nimeni. Până în 2013, astfel de acord de asociere a avut și Siria.
lucru care acest acord a fost resiliat. Majoritatea statelor nord-africane au astfel de acorduri, Israelul are astfel de acorduri. Este încă un pas, este o deschidere. Aici noi adăugăm acest substrat emoțional care creează intriga dintre disputa geopolitică est-vest, unde noi vedem în el un colac salvator. Ori el nu este, el oferă doar posibilități. Atâta timp cât noi nu o să creăm un mediu investițional, atâta timp cât noi nu vom învăța să avem întreprinderi competitive cu nivelul nostru jos de competitivitate, cu nivelul nostru înalt de corupție, acest acord va rămâne în vigoare așa cum este nevalorificat. Cu toate că chiar există. Și așa el ar putea să aducă beneficii, va permite revenirea la orientarea exporturilor naturale către România, Bulgaria, state care tradițional ar putea consuma produsele Republicii Moldova și România a fost primul partener comercial în 2006 până la aderare, se va reveni, va avea loc o regionalizare a comerțului Republicii Moldova, valorificând potențialul existent în zona Balcanilor și Europei Centrale și oferirea posibilităților de a atrage proiectele investiționale pentru exporturi de producție înalt tehnologizată spre Europa Occidentală. Toate lucrurile acestea sunt oferire de posibilități. Mai departe, noi, guvernarea este pusă într-o situație mult mai dificilă. Într-un stat absolut normal, neutru, lucrul ar fi fost terminat odată cu semnarea acordului. Poftim, agenților economici le se oferă posibilități, mai departe voi valorificați. Problema economiei Republicii Moldova este mult mai gravă. Republica Moldova are nevoie de o reformatare, are nevoie de o incitare a mediului antreprenorial. Nu poți să adopți politici de stimulare a antreprenorilor mici și mijlocii într-o societate în care oamenii nu vor să devină antreprenori, în care oamenii nu au mentalitate antreprenorială. Discutăm și despre acest aspect, domnule Chișlea. Există foarte multe programe. Cel puțin autoritățile au această inițiativă. Se lucrează și cu autoritățile europene pe promovarea, sau mai bine zis, pe stimularea cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv a celor care muncesc peste hotare, să investească aici, în Republica Moldova. Sau mai bine zis, banii pe care îi câștigă în țările UE sau în alte zone, să le investească în afaceri aici, în Republica Moldova. Bună oară, programul pare 1+1. Dar mai există probabil și altele și există această predispoziție, cel puțin pe foaie, pentru a crea un mediu de afaceri sănătos, pentru a stimula viitorii oameni de afaceri. Până la urmă, lucrurile de ce merg atât de prost astăzi? E din cauza reformelor? E din cauza legislației care se schimbă foarte des? Sau e din cauza unei proaste, sau mai bine zis, unui nivel de cultură afaceristă, să zic așa, a moldovenilor? De fapt, mi se pare că principala oportunitate pe care o oferă acordul de asociere și acordul de liber schimb este modernizarea economiei. Modernizarea în toate nivelele, dar și timp de 22-23 de ani, noi n-am avut nicio posibilitate de acest gen. Din contră, ne-am aflat într-o zonă economică a CSI, într-o zonă politică a CSI, unde erau valabile altfel de legi decât cele care stimulează o economie liberă, stimulează o economie de piață. Și rezultatul avem pe față. Avem o industrie, economie în total necompetitivă și nu există șanse în formatul în care acum ne aflăm, în formatul geopolitic, geostrategic sau apartenența la CSI, să ne dezvoltăm mai departe. Astfel, acordul de liber schimb și acordul de asociere oferă posibilitatea de a schimba această stare de lucruri, deoarece ne vom raporta la cu totul alt sistem de valori, despre ce vorbea domnul Chircă, un sistem de valori care este bazat în special în economie pe funcționarea legilor pieței. Cine este mai competitiv, acela este în câștig, este mai profitabil. Și până la urmă, într-o astfel de economie, unde vor funcționa legile pieței, noi vor avea posibilitate și cei care vin cu bani din afară.
vin să investească. Dar există și moldoveni care au, da, au inclusiv, bani, inclusiv cei oamenii care noștri, muncesc peste hotare și care muncesc probabil își doresc să investească aici în Republica Moldova. Acum, există multe alte aspecte pe care ar putea fi aduse în discuție aici. Pe de o parte, e și cultura de afaceri. Haideți să încercăm nu să... Nu este să... doar problema banilor. Eu cred că este o idee falsă vehiculată în societate și niște valori pe care noi ne le-am creat. Dacă nu ai bani, nu poți să faci afaceri. Până la urmă, orice proces economic este constă în crearea de valori. Dacă știi să creezi valori, dacă ai valoare, atunci banul nu este altceva decât expresia acestei valori numerice. Majoritatea cetățenilor noștri lucrează la servicii marginale în Uniunea Europeană. Primesc plăți foarte și foarte reduse. Capacitățile lor investiționale sunt iarăși foarte reduse. Revenirea lor, programul PARE 1 plus 1 este un program excelent, dar el se epuizează pentru că din toată masa de cetățeni plecate peste hotare, doar o mică fracțiune pornesc afaceri sau au acest spirit antreprenorial. Ceea ce noi avem nevoie este nu demitizarea procesului de afaceri. Majoritatea cetățenilor în societate consideră că averile mari se fac exclusiv prin furturi. Probabil că au o dreptate că utilizarea resurselor administrative... Au un model post-sovietic care mai e și astăzi undeva. Ei au venit la putere atunci când s-a destrămat Uniunea Sovietică și unicul model economic pe care l-aveau, dacă trebuiau să considerească, cum mi-a spus mie un funcționar înalt în perioada de tranziție, până acum am construit o economie socialistă, acum începem să construim o economie capitalistă. Toate exemplele de economie capitalistă ele aveau. Asta e exploatarea omului de către om, asta este imperialiștii care domină societatea și exact astfel de model au construit în perioada de tranziție un model economic mai degrabă din secolul XIX. Societatea este foarte, foarte intoxicată prin intermediul mass media, prin intermediul presiei, prin transmiterea informației de la unul la altul, precum că orice afacere care este mai prosperă poate fi deposedată, poate fi furată, inclusiv de către cei care sunt mai avansați din punct de vedere economic, mai bogați și așa mai departe. În societate, în principiu, există această temere, există această temere născută pe de o parte moștenită de la mentalitatea sovietică, pe de altă parte formată acum, recent, în ultimii 4-5 ani, de când s-au pornit atacurile asupra unor afaceri, să le numim, foarte benefice, foarte profitabile, din punct de vedere al circuitului monetar, din punct de vedere al producerii unor tipuri de servicii sau produse. Aș vrea să mă axez la competitivitatea mărfurilor noastre, dat fiind faptul că în mentalitatea noastră mai există încă moștenit așa o paradigmă că mărfurile noastre nu sunt bune de nimic, sunt produse la costuri mari și nu aveam loc pe această piață. O să vorbim puțin mai târziu despre competitivitatea mărfurilor, deocamdată să rămânem la același subiect despre spiritul antreprenorial de care vorbea și domnul Chirică. Ce ar trebui să se întâmple în Republica Moldova pentru ca oamenii să înceapă afaceri, să investească, să caute inclusiv să facă presiune asupra autorităților pentru ca și cadrul legal să fie astfel sau suficient de bun pentru ca ei să se poată dezvolta, este nu să investească simplu, doar bani în ori pentru... Este foarte simplu de înțeles că odată după semnarea acestui acord și în procesul implementării tuturor reformelor, efectuării tuturor reformelor și implementării tuturor standardelor de certificare, standardelor de cultură a business-ului în Republica Moldova, populația va începe, deci este nevoie ca populația în primul rând să fie informată, să fie educată în spiritul oamenilor de afaceri, fiindcă într-adevăr în Republica Moldova există persoane care au ceva economii, sunt persoane care au lucrat peste hotare și au obținut venituri, au obținut economii, însă ei se tem să riște, să investească aici. De ce? Pe de o parte se tem că vor fi deposedați, ceea ce este imposibil. Trebuie să deconștientizați că într-o societate care mai mult sau mai puțin se apropie de standardele europene, unde este stabilitate, unde este eliminată frica, este eliminată corupția, există
mediul concurențial real. Iată, noi nu putem spune că astăzi, într-adevăr, Republica Moldova nu avem un mediu concurențial real. De ce? Aici iarăși există o frică a oamenilor, a business-ului mic și mediu și mini. De ce? Fiindcă ei se gândesc, li frică de a se avansa în piața, hai să numim, a Republicii Moldova, fiindcă au moștenit încă în mentalitatea lor, sau în mentalitatea noastră mai există, că noi nu vom putea, sau sunt prea mulți pe piață și așa mai departe. Deci criteriul concurențial presupune, în primul rând, a produce mai bun, a produce la un preț mai competitiv și a căuta noi oportunități, a valorifica sau a valorifica noi oportunități de noi produse, noi servicii și așa mai departe. Deci astăzi piața de servicii, chiar bine să luăm sectorul real al economiei, nu este valorificat nici la 35-40%. De ce spun aceasta? Fiindcă dacă luăm în comparație cu unele țări din CSE, ca Armenia, Azerbaijan, Georgia, ei încă în 1999 au atins cota PIB-ului din 1991. Noi abia acum ajungem la 67-70%. Eu am vedere în prețuri nu curente, în prețuri de bază. Deci, noi încă n-am ajuns la acel nivel de dezvoltare. Aceasta ne vorbește despre faptul că avem un potențial foarte mare de valorificat. În acest context, Uniunea Europeană ne vine cu diferite, cu un mare suport, atât consultativ cât și financiar, pentru a valorifica potențialul de piață, potențialul industrial, potențialul de servicii și așa mai departe. Fiindcă noi astăzi ce avem? În principiu avem investiții în cele mai rentabile afaceri, așa cum sunt serviciile, servicii telecomunicații, diferite servicii, comerț și industria a construcțiilor, ceea ce imediat circuitul monetar este rapid și investiția se recuperează foarte repede. Eu înțeleg, domnule Costandache, dumneavoastră punctați și sectoarele, sau mai bine zis, domeniile în care există și succese, pentru că au existat și interese pentru că aceste segmente de piață să se dezvolte, dar, pe de altă parte, există și întreprinderile mici și mijlocii. Păi am spus aici, accesul la... Exact, accesul la finanțare. Discutăm în continuare. Astăzi, legislația Republicii Moldova este suficient de bună pentru a motiva și pentru a stimula micile afaceri? Sau există încă mult de lucru pe acest domeniu? Și dacă după semnarea acordului de asociere, după ratificare și programele de implementare, tot ce va ține de nepunerea în practică a prevederilor pe partea economică a acestui document, va aduce un nou cadru legislativ radical diferit de cei ce avem acum, sau cel existent este bun și trebuie îmbunătățit încă? Eu am impresia că noi am nimerit, societatea, guvernarea, a nimerit prada unei modalități deviate. Ea se reduce la un model destul de simplu, că marele afaceri în societate vor fi controlate de anumite grupări care nu au nevoie de legislație pentru a controla astfel de procese, iar pe lângă asta noi am scriem așa un fel de oază de întreprinderi mici și mijlocii în care haideți, încercați, lansați-vă în afaceri, creșteți. O oază sterilă, ruptă de realitățile macroeconomice adevărate, în care sunt controlate importurile, în care sunt controlate principalele sectoare și unde există sectoare tabu, în care niciun cetățean nu poate lucra. Monopolizate. Un astfel de model economic riscă să fie falimentar tot timpul. Nu pot să creez anumite oaze, parcuri sterile de întreprinderi mici și mijlocii. Pentru asta e necesară deschiderea întregului sector economic. Și asta este întrebarea cheie, principala intrigă. Până unde va merge guvernarea în deschiderea acestor sectoare? Se va deschide sectorul bancar, nu doar cu reprezentanțe simbolice a unor bănci internaționale. Se vor crea, pentru că dacă nu creăm întreg lanț de investiții, de suport și infrastructură investițională prin piața de capital, noi nu reușim să facem un model economic. O economie contemporană se face bazând pe o formă diversificată de atragere și canalizare a mijloacelor. Ce am făcut? Noi am făcut o bursă de valori care am simplificat-o până la schimburi patrimoniale. Am luat-o ca un formal de există. Și
Aici noi să spuneți despre legislația, cât de suficientă. Bine, fiecare an noi creștem în ratingul Doing Business în Moldova. Asta ce ar însemna? Și am impresia că cineva foarte bine a simțit cum funcționează acest model. Reduci numărul de zile pentru înregistrarea întreprinderilor și eliberarea certificatului de construcții, mai obții un ca liberalizat mediul de afaceri. Fiecare nivel de afaceri are contrapresiunea și statul, din păcate, nu a reușit niciodată în Republica Moldova să permită business-ului să crească mai mult decât el poate controla. Și asta este problema gravă. Dacă ar exista un segment larg reprezentat de investitori care au nevoie de un set de reguli pentru a-și guverna activitățile, atunci apare acea prima relație business-guvernare în care business-ul este mult mai puternic, dar se ocupă de ce are de ocupat, cum este exemplul Chinei. Esența succesului în China este retragerea statului, Partidului Comunist Chinez, din zona reglementării afacerilor. Penalizarea foarte strictă a corupției și neintrarea în zona proceselor tehnologice ale investitorilor străini, unde ei reușesc și au devenit principala fabrică a planetei. Exclusiv datorită acestui fapt, capitalul este intangibil, are imunitate totală în activitatea în China. În Republica Moldova există persoane care vor să vadă ce fel de business se mai face, cât se câștigă și nu are acea... De altfel, capitalul suficientă. Este intangibil și în Uniunea Europeană. Dar pe lângă asta, acolo sunt și persoanele intangibile, lucru care nu este în China. Sunt alte valori, alte infrastructură sociale care asigură această libertate de funcționalitate. Încă o problemă gravă care există la noi este frica de concurență. Chiar și persoanele care acumulează controle, controlează sectoare întregi ale economiei, au această frică patologică. Atunci când văd un concurent, mai degrabă preferă să-l elimine, să-l obstrucționeze cumva, decât să încearcă să fie mai bun. Și atunci energia acestor entități de afaceri merge nu spre perfecționarea, oferirea unui produs mai calitativ. Toate că noi avem astfel de exemple chiar în sectorul de telecomunicație, unde există o concurență veritabilă în acest sens. Dar majoritatea sectoarelor se află în afara acestor procese. Chiar și antreprenorii vin cu o mentalitate de atitudine negativă față de concurent, dar dacă și-ar canaliza atenția spre perfecționarea produselor, oferirea unei promoții calitative, oferirea un preț avantajos, atunci ar funcționa instrumentele de piață. Dacă am avea sectoare în care orice cetățean poate să cumpere orice imobil, să participe, dacă este calificabil, începând cu transport, dacă fiecare cetățean ar avea dreptul să participe, dacă este suficient de calificat în transportarea pasagerilor, în prestarea serviciilor notariale, în multe, asta înseamnă libertate economică, posibilitatea și schimbarea permanentă a persoanelor implicate în activitatea economică. Mai există o problemă pe care noi rămânem la nivelul ei. Ce trebuie pentru a iniția sau pentru a dezvolta afacerile mici și medii? Fiindcă, în general, toate țările se bazează pe afacerile mici și medii. Ori locurile, câmpul muncii, locurile de muncă acolo se creează. 65-70% în toate țările din Europa. Deci, ori sunt întreprinderile mici și medii. La noi, pentru dezvoltarea acestor afaceri, trebuie să fie dorință, adică plan de afaceri, trebuie să fie bază de finanțare, deci baza pentru care a fi o acoperire financiară și trebuie să fie piață. Deci, în Republica Moldova, toți doritorii au doar dorința. Nu sunt asigurați, nu sunt acoperiți cu piață, că nu avem o piață funcțională, concurențială, și nu avem baza acoperirii afacerilor cu baza de finanțare. Deci, băncile la noi sunt extrem de rigide, deci condițiile și criteriile de acoperire sau de acordare a finanțării întreprinderilor mici și medii sunt extrem de rigide și nimeni nu încearcă să înnece această piață. Și trei, nu avem o piață într-adevăr concurențială. Deci colegul s-a referit la mediul concurențial și frica fiind faptul că pe piață sunt prea mulți. Însă la noi este o mare problemă. Statul într-adevăr trebuie să vină cu reglementări, monitorizare și supravegherea pieței din punct de vedere concurențial. La noi există această instituționalitate. Cu părere de rău, ea nu este funcțională. Ori în Republica Moldova, majoritatea domeniilor de afacere, dacă în comparație cu standardele europene, ele sunt
foarte concertate și monopolizate. Aproximativ toate domeniile, indiferent de ce domeniu nu l-ați luat. Și sunt împărțite pe criterii politice. Odată cu penetrarea deci standardelor europene, aceasta va dispărea. Nu va dispărea a doua zi pe data de 28, însă condițiile vor fi de așa natură că vor dispărea. O să mă repet un pic. Am discutat de multe ori în acest studio despre acele condiționalități pe care le-am avut după, sau pe care le-am așteptat după parafarea acordului de asociere la Vilnius. Spuneam și așteptam ca până la semnarea acordului de asociere vom avea un caiet de sarcini pentru a ajusta anumite segmente din legislație pentru ca să fim pregătiți în ajunul acordului de asociere pe diferite sectoare ale economiei, inclusiv și pentru ca să implementăm mai o serie de reforme. Acum înțelegem că acest caiet de sarcini sau un program de implementare va veni după semnarea acordului de asociere și ratificarea acestui document în Parlament. Până la urmă, ca să înțelegem și să fie clar tuturor și telespectatorilor și radioascultatorilor, că suntem ascultați și pe jurnal FM, e foarte important acest lucru, ca să rămânem la același subiect, ca să vedem astăzi legislația, cât la sută din ea este pregătită pentru a oferi și oamenilor de afaceri posibilități? Și dacă e să vorbim despre programul, sau mai bine zis, despre de partea de reforme și restructurare care va urma după semnarea acordului de asociere, mai avem mult timp? Această perioadă de tranziție va dura foarte mult timp? Mult timp sau suficient ca să mai apucăm și acest? În implementarea legislației sau în adoptarea? În formarea unui cadru legislativ permisiv pentru oamenii de afaceri să se simtă și convinși sau motivați pentru a investi, pe de altă parte, pentru a avea și să se simtă competitiv pe piața europeană, evident. Noi avem și un cadru legal și un foarte eficient. Concurențial sănătos aici în Republica Moldova. Deci cadrul legal astăzi în Republica Moldova cam 75-80% este format. Vă rog, domnule. Deci problema nu cred că este în cadrul legislativ propriu zis, însă în executarea cadrului legislativ. Deci nu cum este legea formată, ci cum se execută de către sistemul judecătoresc de la noi. Și dacă revenim la de ce nu se fac, la faptul, la întrebarea de ce nu se fac investiții, atunci cred că răspunsul cel mai concludent ar fi că nu există reguli clare de joc pentru oameni, pentru că știu, au venit cu o sumă de bani, au investit-o și respectiv au avut profit, au făcut un plan de afaceri bine pus la punct, au investit în competitivitate și au reușit. Un astfel de model la noi nu poate să funcționeze, deoarece pentru a face o afacere, oamenii știu că au nevoie de relații, au nevoie de pile în diferite ministere, pentru ca să-i protejeze sau pentru ca să le ofere accesul la, să le ofere posibilitatea de a câștiga unele tenderuri și așa mai departe. Astfel funcționează modelul de business acum la noi. Și cei mici care vin cu o sumă mică de bani, el, bineînțeles, într-așa un mediu nu poate să reușească nici într-un mod. Trebuie să aibă suficienți bani și suficiente relații. Asta este cauza că, și totul se întâmplă din cauza că nu se respectă legea, chiar care există acum. Un plan de acțiune cu siguranță va fi elaborat. Diferența este, ați spus despre condiționalități. El nu este expus în formă de condiționalități. Noi le așteptăm să fie în acest segment între parafare și semnare. Care mai degrabă sunt obligațiuni în cadrul contractării anumitor credit la Fondul Monetar Internațional. Pentru că acordul este deschis. În momentul în care anumite lucruri nu sunt implementate, nu pot fi atribuite implementarea acestuia în partea de exporturi către Uniunea Europeană. Cea mai importantă problemă pe care o avem noi este asigurarea standardelor prin diferite laboratoare. Atunci când producția Republicii Moldova va fi exportată în Uniunea Europeană, trebuie să fie euroconformă, să corespundă criteriilor de inofensivitate, să fie în conformitate cu standardele fitosanitare și fitosanitare, lucru care este pentru care sunt necesare investiții în diferite laboratoare. Însă există, și de ce avem problema gravă că nu avem ce exporta, există acest potențial. Uniunea Europeană este cea mai mare piață din lume. Capacitatea ei de digerare este uriașă. Ea poate importa
practic și are nevoie de orice. Republica Moldova poate exporta nu doar produse înalt tehnologizate, dar și chestiuni mult mai simple. Aici depinde de capacitatea noastră. Limbajul de comunicare este puțin mai sofisticat decât în partea estică. Respectiv, regulile de joc sunt mult mai transparente și probabil că o să apară anumiți antreprenori care vor presta de servicii în intermediere. Dar acolo poți exporta orice. Orice producție agricolă, orice producție fabricată, semifabricată. Problema este că statul să creeze această infrastructură de certificare a producției să fie euroconform, dar nici aici lucrurile nu sunt exagerate. Pe lângă faptul că piața Uniunii Europene este una gigantică, este și diferită. Diferite națiuni consumă diferite produse, au diferite procese tehnologice, care poate și cererea lor este net superioară de capacitatea noastră de oferire. Acest lucru și este cel mai valoros în acest acord, pentru că el oferă această șansă potențială. Întâi de a identifica o anumită necesitate pe piața europeană, a reveni în țară și de a crea această necesitate. Și pe acest segment, cred că trebuie să fie și statul. Și spuneam anterior, problema Republicii Moldova nu este numai că statul a făcut o treabă bună. A semnat un acord, a oferit posibilitatea cetățenilor, antreprenorilor să exporte. Problema este gravă că pe intern lucrurile stau nedezvoltate. Pe intern nu se poate coagula potențialul pentru utilizarea acestor posibilități. Cum ați menționat, Statele Unite sau Canada încheie un acord de asociere cu Uniunea Europeană, antreprenori imediat sunt suficient de calificați să se documenteze despre posibilitățile oferite. Noi am avut pe parcursul mai multor ani oferit în cadrul sistemului general de preferințe de către Statele Unite posibilitatea de a exporta practic nelimitat din punct de vedere a nostru diferite produse. Noi nu am utilizat acest lucru. Antreprenorii nu au fost suficient de calificați ca să identifice acest potențial oferit. De aceea, soarta acordului de asociere, în special în partea economică, foarte mult depinde de guvernare, de capacitatea mediului de afacere, de interacțiune și de identificare, de creștere generală a potențialului nostru economic. Și în asta este, de fapt, cel mai valoros ce conține acest acord. Pe altfel vorbind, și acum în această dispută ideologică, Federația Rusă și-a degradat continuu potențialul tehnologic. S-au limitat spre exportul de materie primă și combustibil. Principalii bani Federația Rusă îi face, Gazprom 80% îi face din faptul că vinde gaz Uniunii Europene. Noi putem să avem relații directe cu Uniunea Europeană. Deci și Federația Rusă recunoaște că în Uniunea Europeană se află principalele surse de venit. Mai bine să lucrăm direct decât să devenim o țară secundară a unei țări secundare a Uniunii Europene. Deci asta este problema în relațiile noastre. Mai mult ca atât, Federația Rusă de regulă ne stimula într-un fel prin consum la export de producție viniculă proastă, de materie primă în stare proaspătă, ca perisabilă, producție cu valoare adăugată redusă, ceea ce ne-a creat aceste capcane pe care foarte ușor pot să le utilizeze și să ne obstrucționeze exportul, lucru care de altfel s-a întâmplat. Mai mult că atât, noi ne aflăm exact în perioada în care ne reorientăm spre zona vestică și vom avea anumite costuri de plătit. Federația Rusă ne-a amințat foarte clar ce se va întâmpla, dar nu mai putem sta în două luntri, mă refer ideologic și civilizaționist, pentru că tehnic vorbind, acordul de asociere nu prezintă obstacole în relație cu... În cazul ăsta, aș avea o întrebare. Beneficiile acordului de asociere și partea economică a acestui document ar putea să amortizeze efectele sau într-un timp viitor, dar imediat acest lucru nu se va întâmpla și va fi o perioadă de turbulență. De aceea, guvernarea ar trebui să aibă planuri de intervenție pentru astfel de situație. Vom avea, se apropie sezonul de export de producție în stare proaspătă. Republica Moldova a ajuns pe locul 2 în regiunea Moscova după export de mere, prima fiind din China. Locul 2, dar de cea mai bună calitate.
Probabil că producătorii de miere se vor confrunta cu probleme în exportul către Federația Rusă. De pe acum, deja ar trebui să existe anumite planuri și scenarii de alternative. Niște alternative, cred că la acest capitol, împreună cu relațiile comerciale dintre București și Chișinău, dacă îmi aduc aminte. Da, dar să nu fie o surpriză alte direcții de cooperare. Principala sursă de remitențe a devenit Federația Rusă. Obstrucționarea acestui segment iarăși va avea consecințe nu doar negative, în perspectivă vor avea și pozitive. În ce măsură este guvernarea coagulată, unită, să confrunte astfel de obstacole și de challenger, cum spun americanii, mai ales în perioada preelectorală. Perioada extrem de dificilă. Dacă e să vorbim despre amenințările care vin din Est. Bine, ca să vorbim despre amenințările, pentru ca să vorbim despre amenințările din Est, trebuie să trecem o etapă. Sau trebuie să punctăm câteva momente foarte principiale și de o importanță majoră pentru economia Republicii Moldova. Deci noi nu putem să spunem astăzi că avem potențial de producție. Într-adevăr, aceasta poate fi o declarație profanabilă. Deci nu putem afirma așa. Deci Republica Moldova astăzi nu are potențial de producție. Există potențial conservat care necesită ulterior de a-l valorifica. Iată, aici trebuie să punctăm câteva momente. Deci producția Republicii Moldova, pentru a fi competitivă, noi lunecăm spre competitivitate, ca populația să înțeleagă câteva momente principiale. Deci pentru ca să creștem, ca să cultivăm producția agricolă bună, spre exemplu, noi avem nevoie de retehnologizare. Ori tehnologia învechită, sovietică, care mai predomină, nu predomină, chiar și există astăzi, numai după așa standarde, tehnologii, modele se produce la noi. După aceasta avem nevoie de procesare, avem nevoie de păstrare și avem nevoie, ultimul, cel mai important, marketizare, ceea ce nu s-a făcut în 22 de ani cu producția din Republica Moldova. Pentru ca să penetrăm producția noastră, piața europeană, avem de parcurs o mică perioadă sau o etapă de retehnologizare și trecerea acestor etape. Însă noi nu avem suport financiar pentru a investi în retehnologizare, în procesarea produselor și așa mai departe. Noi nu avem bani. Și aici acordul de asociere, procesul de integrare în Uniunea Europeană vine cu suport masiv, concret, pe diferite căi de investiții în aceste procese, în aceste domenii. Ca mai apoi producția să fie competitivă, ea trebuie să fie ambalată frumos, ea trebuie să fie proiectată frumos, ea trebuie să fie colerată, trebuie să fie clasificată pe diferite categorii de standardizare și certificate, etc. În Republica Moldova nu avem așa laboratoare. Uniunea Europeană vine cu suport tehnic pentru a implementa, pentru a aplica aceste noi tehnologii pentru Republica Moldova. Acum, despre amenințări. Ele se vor elimina de la sine, fiindcă odată de certificând sau întrunind nivelul de calitate ISO internațional și GOST rusesc, deci Rusia nu va mai avea ce să impună, ori conform prevederilor sau conform prevederilor acordului, deci statutului Organizației Mondiale a Comerțului, noi vom beneficia de toate aceste suporturi pentru ca standardele sau calitatea cerută de ruși sau înaintată față de producția din Republica Moldova să fie conformă acelor nivele pe care ei le cer. Atunci agenții rusă poate să n-aibă nevoie de astfel de argumente care au resurse administrative de obstrucțiune. Atunci piața într-adevăr va deveni liberă și agenții din Federația Rusă le va fi indiferent de unde să aleagă să marketizeze sau să facă importuri. Din Moldova, Polonia, Grecia sau dacă va fi vorba despre unul și același produs. Va fi cel mai competitiv, calitatea, prețul și prezentarea lui. Ori aceste trei componente au un rol decisiv pe piață, dacă doriți.
Astăzi noi nu avem producție de așa nivel. Calitatea produsului, din punct de vedere a standardelor calității, nu este rea. Însă, noi nu ne-am învățat a o marketeza, dar pentru aceasta se cer fonduri. Se cer fonduri care ele nu mai există educare economică a cetățenilor din Republica Moldova, ca să fie eliminată acea frică, ca să fie deci învățați, educați, ca să fie, ca să poată scri, ca să poată forma proiecte de aplicație, fiindcă odată devenind membri asociați, vom avea acces la fondurile structurale europene de sume foarte importante, de bună oară, care, mai ales în sectorul agrar, care imediat după semnarea acordului, 110 milioane vor fi direcționați numai pentru însușirea acestui acord pe termen de 3 ani. Iar alte țări vin cu credite foarte preferențiale anume asupra acestui acord. Și încă un lucru foarte important. Noi putem semnăm acorduri de asociere cu cine vreți, cu diferite regiuni și cum vreți. Însă, Republica Moldova nu este determinată pe câteva dimensiuni prioritare, naționale, a economiei. Deci noi trebuie să ne determinăm foarte bine pe câteva dimensiuni, să avem câteva priorități, 3-4 priorități naționale, care să le promovăm, să le însușim și să le valorificăm cât mai agresiv. Fără aceasta, noi nu putem merge înainte. Ori noi nu putem să producem arme atomice, noi trebuie să socotim, să calculăm foarte bine potențialul nostru, ca să ne dimensionăm, să ne focalizăm asupra câtorva segmente numai. Restul trebuie să fie acceptate următor. Da, îmi permit să replic scurt. S-a încercat permanent identifica o idee națională și miracol pentru creșterea economică. Eu vreau să vă spun, atunci când economia Republicii Moldova s-a transformat într-o economie bazată pe remitențe, nu a existat o astfel de strategie. Nu a existat legea privind focusarea pe remitențe, dar este ceea ce este, ce a devenit funcțional, din păcate sau din fericire. Este miracolul, în ghilimele, moldovenesc, care s-a produs și din asta am trăit. A fost creată de la sine, o albie. Preocuparea statului ar trebui să fie în crearea condiției. Eliminați banditismul, asigurați proprietatea privată, asigurați concurența, după care identificați sectoarele care cresc. Pe acele stimulațele, atunci puteți să veniți cu o listă de sectoare prioritare. Nu încercați să faceți strategii pe sectoare care nu există sau care nu sunt viabile, să le trageți de urechi. Este o practică contraproductivă, pierdere de resurse, pierdere de mijloace și de atenție și desfocusează de la problemele de bază. Uniunea Europeană ne-ar putea ajuta să ne focusăm mai bine pe ce spunea, de exemplu, domnul Chircă. Am în vedere după acordul de asociere, după semnare. Da, bineînțeles, Uniunea Europeană acordă fonduri speciale, s-a vorbit și despre exporturile în Uniunea Europeană, fonduri speciale pentru raportarea standardelor, producției moldovenești la standardele europene, în special pentru sectorul agricol. Din câte știu, se acordă în decurs de 6 ani 160 de milioane de euro pentru dezvoltarea rurală și pentru dezvoltarea agriculturii, care va fi investită numai în acest domeniu, în domeniul construcției de către agricultori a obiectelor de infrastructură post-recoltare, care le va permite să raporteze producția pe care o au la standardele europene și vor putea lesne să exporte pe piețele europene. Aceasta a fost prima emisiune dedicată asociere la Uniunea Europeană. Astăzi am startat această campanie Europa te aștept. Vom reveni și la partea economică, pentru că există foarte multe teme de discuție pe partea economică, dar și pe multe alte aspecte ce țin de aducerea valorilor europene aici în Republica Moldova. Eu vă mulțumesc pentru discuția de astăzi și pentru că ați participat la această emisiune. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vom reveni la aceste discuții și pe viitor, săptămâna viitoare. Chiar acum rămâneți cu Jurnalul Extern. Noi ne revedem mâine la aceeași oră.